Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Among Us. Sunt 3D, suntem și împreună cu pisica, Bună! cu Mihai, Salut! Cu Remus, Salut! Cu Focaru, Salut! Și cu Luca Covrigu. Salut! Și astăzi, oameni buni, o să încercăm ceva complet nou-nouț. N-am mai încercat până acum să ne jucăm cu doi impostori. Deci doi impostori. Și nu știu ce o să se întâmple, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like și câte like-uri vreți voi să strângem, bă, știi cum, instant. Acum, deci câte să se strângă acum, în primul minut? 10.000! 10.000! 18.000! Ok, ok. 25.000! Hai că se strângem primul minut, dacă e atât de multe like-uri, nu o să strângem nici gând, dar poate reușim să strângem peste 3.000 de like-uri instant? Da! Pe start! Hai să vedem! Nici nu știu ce se întâmplă. Nici nu știu cum se văd impostorii între ei. Da, adică... Păi tu ar trebui să știi că am auzit că ești impostor. Hai, hai! Și apropo, să știți, de asemenea, avem voie să vorbim. Ah, perfect! Avem, deci nu se închid microfoanele. Deci nu se închid microfoanele, ok? Deci dacă moare cineva, auzim niște țipete, probabil. Oh, Firar! Oh, doamne, a murit! Ce? Ceva de genul ăsta? Ce mișto, sau... Deci îl avem pe Luca și pe Mihai, care merg împreună, pisica e acolo, cu bun, bun. Impostorii. Bă, posibil Luca cu Mihai să fie impostorii, că am văzut că mergeam împreună. Dar acum la swipe card, în caz că mor. Mă, uite mă, că iară cât greșesc doare. Nu cred! Ce? Da. L-am văzut pe Luca, în fapt! L-am văzut! Luca! Deci, deci fiți atenți, l-am văzut pe Luca, în fapt. L-a omorât, s-a uitat în spate la el și pe aia s-a uitat la mine cu niște ochișori așa. Ca și cum? Nu! Ca și cum nu el a fost! Max nu. L-a omorât! Eu? Dar Max, ce faci, Max? Ce te plimbai după Max, el? De vină! De ce mă plimbam după el? Pentru că Remus a zis, eu mă duc la swipe card în caz că mor. Și zic, hai să văd ce face. Și mă duc acolo și Luca l-a omorât pe Remus. De ce? Aha. Max, nu cred. Așa greșeală? Cum adică nu crezi? Cum adică nu crezi? E ciudat. Tu ce poți să faci asta? Nu cred. E ciudat. Ca și tu poți să faci asta, da. Frate, nu e ciudat deloc, l-am văzut cum l-am omorât. Eu îl votez pe Max. E, hai că deja te obrăznicești, hai că... Fix atunci... Hai că deja te obrăznicești. S-a dus în armin să... Frate, eu l-am văzut pe Remus când a zis că... Da. Vezi că așa, Mihai, m-am dus acolo, l-am văzut pe Luca, instant, da. a dat kill-ul, a plecat. Și acum el zice, încearcă să devină pe mine, dar nu iese. Deci, îmi pare rău. O să vedeți voi, o să vedeți. O să vedeți voi. Ia. Ia să vedem. Am zis la mișto când a început jocul. Deci fiți atenți că am mai pus o setare. Nu poți să vezi dacă a fost impostor sau dacă nu. Ah, ok. Deci l-am votat, dar n-ai de unde să-ți dai seama dacă a fost sau dacă nu. Bine. Okay. Deci avem mai multe reguli modificate. Da. Știm sigur că... Băi, eu așa zic. Eu l-am văzut cu ochii mei, da? Credem pe Max. Acum, cum credeți voi? Dacă vreți să mă credeți pe mine, bine, dacă nu... Dar nu prea mai ai cum să-ți dai seama dacă e adevărat sau nu. Acum, dacă e, da. Mi-a poți să-ți iei țeacă, n-ai de unde să știi. Țeacă. Bun, trecem la trebușoară. Bă, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like acolo dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu Among Us în 3D, pentru că este și maker. Este Mihai chiar. E impostorul. Da. De unde știi? Da. De ce? A făcut un... Ar trebui. Așa a făcut? Așa a făcut. Hai că treceți la task-ul mai repede ca să pot să vă mănânc eu. A, am înțeles. Nu zic, nu? Bă, ce-i drept? Am o suspiciune și vă zic și de ce. L-am văzut pe Luca mergând așa foarte bucuros împreună cu Mihai. La începutul meciului, dacă știți ce prieteni. Zic. Prieteni. Ca doi prieteni, așa erau. Oare de ce? Floricele pe câmpii, de-astea, știi, adică... Nu, aha! Mihai, pleacă! Oulă! Unde să plec? Am plecat, gata. Mă uit pe cameră, care ești? Care ești? Nu! Ce, am văzut la cameră și eu să Mihai, mă Mihai, tu ești, cred că, nu știu dacă e el, că nu m-a omorât. E dacă sunt aici acum. Ei, lasă că... Bă, a murit unul pe scanner! Oare de ce? Îți dai seama ce performanță? Oare cine? A omorât unul pe scanner! Dar eram în spatele... Cine e mort? Omorât pe pisica. Cine a murit? Ce? A, e pisica moartă.
Mihai, ah, okay. Și pisica a zis nu Mihai, deci... Nu, i-a zis Mihai pleacă, am zis Mihai pleacă, Mihai, ce zici? Mihai, Mihai, deci fiți atenți, deci mie nu vine să cred. Deci pisica a murit pe scanner. Pe scanner. Și oare cine mai poate să fie? Oare cine poate să fie? Focarul sau Mihai? Focarul nu l-am văzut, Magnul rău l-am văzut, pe pisica am văzut-o. Ai văzut-o pe pisica după ce ai omorât-o? Cum nu, că eu mi-am făcut toate task-urile, eu am fost cu tine, când nu m-ai văzut, deci, și mie, Mihai, că eram cu tine la camere. Mihai, zici și mie, când ai văzut-o pe pisica, înainte să o omori sau după? M-am văzut și după. Și după ai văzut-o? Pe n-am văzut-o, că eram... A, da, n-ai văzut-o! Eram în spatele tău, cu să văd, eram la camere, ai văzut și tu ca tine. Deci, practic, acum decizia mea contează, pentru că dacă eu îl votez pe focarul... Deci n-avea nu eu, nu eu, am fost cu tine. Dacă eu îl votez pe Mihai, iese Mihai. Da. Hai să Hai să văd care e mai sincer dintre voi, ia să văd. Mă uit așa la... Oulu. Oulu. Și focarul? O, cu like! Mă, gata! Te-a rupt, te-a rupt, gata, a băgat like-ul. Pe Mihai. Nu, hai, eu oricum îl suspectam pe Mihai de la bun început, așa că o să-l votez pe Mihai. Hai să vedem. Uite, bă, l-a votat pe focarul, bă. Bă! V-ați voted out și dacă câștigăm, acum înseamnă... Da, asta a fost. Asta a fost victoria. Wow, o lovi, hai! Da. Ce să faci, mă, dacă a mers... A murit Luca în primele 10 secunde. Păi eu ce să-i fac eu lui dacă s-a dus și l-a omorât pe Remus, care Remus tocmai spusese că el e acolo. Adică... Da, revenge. Deci n-a fost cea mai bună idee deloc să te duci să-l omori pe Remus, pentru că e clar că a zis... Era prea de vreme. Da. Și acum dacă pică Luca... Am fost așa meciul ăsta. Așa, bun, deci acum, nu știu, să-mi spuneți dacă vă place chestia asta în care nu vă zice că e killer. Da, da, e cea mai mie tare. Mie place. Ok, bun. Da. Hai să-mi start din nou, vedem cine o să pice. Nu știu cine o să pice, dar rămâne de văzut. Crewmate, Hai să vedem. E toată mai crewmate, bineînțeles. Asta, asta e ca la ăla, mă, cum îi zicea, ca la ăla cu vecinul. Toată lumea era copcil, începea meciul, toată lumea era copcil. Normal. Dar, da, adevărul e altul, de fapt, dar ce să zicem, ce să dacă facem. Moare, dacă moare Luca primul, să știți cine-i. Da, da. E tu? Nu, no. Remus, așa revanșa. Aha, Remus. A, nu-i neapărat. Bine că ai zis-o, că îți dai seama, acum o să-l omoare special dacă nu e el iar. Are de max, e clar. Păi nu, de ce trebuia să fie clar neapărat? Până acum am văzut o pisică și pe Remus, cu eu îl văd pe Luca, fiți atenți că sunt la swipe card. Dacă aștept pe Păcea că face ceva pe acolo, vă zic eu. Am făcut swipe card-ul, vedeți că dacă mor, Luca e. Aplaudeți. E bine treaba asta, e bine treaba asta cu să zici unde ești. Ce faci, Nana? Că n-am. Un fel de. Ia că, Nana, nu încerca prostii că nu știu ce-ți fac. Se rezolvă. Chiar așa, nu știi ce-mi face. Te bat. Dacă încerci prostii. Ia, vezi, mă mai găsești? Aulu. Ia uși. Mai găsesc, ai fugit. S-a băgat în vânt. Remus e impostorul. S-a băgat în vânt. S-a băgat în vânt. Remus e impostorul? Deci nu vine să cred că focarul a trecut pe lângă mine. L-am găsit acum la camere. Aha. Focarul a trecut pe lângă mine. N-a zis nimic. Dar n-am văzut. Luca din nou impostor? Luca din nou impostor că s-a dus pe Remus direct să-l omoare? Nu. Am fost lângă tine la admin, puteam să te omor. A, de fapt, nu mă, da, aveți dreptate oricum, pentru că, da, nu, Luca a fost cu mine. A fost cu mine și nu m-a omorât. Nu l-am văzut pe Remus. Am fost la admin, mi-am făcut task-ul. Nu l-ai văzut pe Remus? Nu. Stai puțin, Remus, ai zis cumva că focarul a trecut pe lângă tine și n-a dat report? Păi da, mă, dar... Dar tu unde erai? Să zic că eu văd acum cine e și cine nu e. Păi da, zic. Zi faptul că l-ai văzut că a trecut pe lângă tine și n-a dat report, corect? L-am văzut pe hartă, da. Păi da, deci... Păi da, și eu nu știam unde erai tu mort, că nu stau să mă la fiecare. Bine, acum cei drei poate nici nu l-a văzut, nu putem să ne bazăm pe chestia asta neapărat, adică... Da, bine, eu nu știu. Mă gândesc, deci stai așa, hai să o luăm logic. Păi pe Mihai nu l-am văzut deloc. Eu l-am văzut, eram cu care e faza, Max, că Remus a zis focarul a trecut pe lângă corpul meu și focarul nu era acolo cu corpul.
What? Pentru că cu LOL. Ce? Probabil era în trecere. Am zis eu că da. Păi adică gen nu asta nu s-a oprit, nu s-a, la asta se referă, nu s-a oprit, dar gen... S-au dat vent. S-au dat vent, zici că au fi dat vent, focarul? Da, nu cred că da. Se poate. Probabil. Bă, fiecare votează ce crede, eu am să votez ce cred eu, fiecare votează ce crede el și nu vreau să influențez decizia nimănui, deci fiecare să voteze cum vrea. Hai, Tanie! Am dat skip, că nu o știu... O să vedeți, e focarul. O să vedeți, da, focarul știu. A, n-am ieșit, că a fost aia. Aveți grijă, doar și... No, haideți la task. Oricum să știți că dacă faceți task-urile rapid, putem să câștigăm înainte killerului, deci... I-am terminat local, da, fix asta își dorește, quest-urile. Adică gen, dacă faci rapid, rapid task-urile și le completezi... Nu știu, ni s-a întâmplat vreodată să câștigăm înainte? Ce s-a întâmplat? Aha! Cine a murit? Cred că pisica a omorât pe cineva, corect? Da, m-a omorât pe mine. Da. Voi voiați să mă dați pe mine afară că eu sunt impostorul și eu eram crumei. Eram eu cu pisica. Da. Și... Bă, Remuze, dar era să mă dai de gol, că atunci când ai zis, sigur vrea Max așa ceva. Vezi că era să dai indicii. Era să cam... Să cam mă dai de gol așa. Da, ideea este că... Dacă cumva se termină toată bara aia de sus, se termină efectiv meciul și câștigă el alți? Dacă știi, da. Pentru că tehnic vorbind, impostorul nu are task-uri, deci nu poate să le facă. Nu. Da. Da, asta nu, în jocul principal, în jocul ăla 2D, impostorul are și el task-uri la rândul lui, cel puțin așa merg aminte. Apar, dar sunt fake oarecum, adică nu se încarcă bara când impostorul ăla. Am înțeles. E doar ca să fie funcțional. N-am mai jucat de foarte multă vreme jocul la standard 2D, m-am jucat mai mult ăsta și... Bă, dar numai crewmate, bă, dă, bă. Am citit o știre, că am dat două roluri ăla. Da, pe eu n-am noroc. Crewmate. Și eu la fel. Hai să-mi... Fix lights, unde sunt lights? Bă! Direct, așa? Din primele secunde, frate, nici măcar nu m-am trezit. Fix lights, unde e? Unde e? Că nu văd nimic. La electricity, trebuie să mergi. Aveți o lanternă careva? Zic eu că e focarul. De ce e focarul? Eu sunt cu Remus. Păi suntem toți aici, apropo, ca să... Cine nu e aici? Hai să vedem cine nu e aici. 1, 2, 3... Focarul. Nu eu, scunde! S-a dat de gol! Iar vreți să mă votați ca vezi că s-a dat de gol, focarul. Ce, toată lumea s-a dus să aprindă lumina, el nu e. Bă, e acum... Bă, iar ce? Ceva! S-a băgat pe treabă, focarul. S-a băgat pe treabă. E lângă mine, dacă mor, să știți că e lângă mine aici. Ok. Lângă tine. Gata. S-a băgat pe treabă, focarul. Da, 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 da. Și acum, double kill. Să vedem. Bă, mă, sunt blocat aici cu Mihai. Sunt blocat cu Mihai, ia omoară-mă. Adică, nu pot. Încearcă tu. Ce ați făcut acolo? Mi-a închis. Poate și e mă închis, eu singur aici. Crezi că mă s-a închis singur, pe mine cred că cafeterie. S-a închis singur. Da. Focarul s-a închis singur, fix lights iarăși. Ia uite, din nou. Are time-ul fix lights în continuu. Nici nu știu cum să fac asta. Gata. Am făcut eu. Mi-e și frică să mă duc la electrică acum. Nu, păi m-am dus eu și le-am făcut, dar... Bine că era în zonă. Bă, să te uiți dacă e focarul, dacă... Oh, m-a închis cineva aici! Unde ești? Unde ești? În ce cameră? Da, storici! Ești cu focarul cumva în cameră? Sunt cu Remus, Aolea, e focarul! Fugiți că e focarul lângă mine! Dacă eu eram, bă, vedeți că a dat de oxigen rapid! A dat de oxigen, a dat de oxigen! Focarul a murit! Măi! Mamă, stai puțin, și dacă eram, practic, dacă mor doi, cred că se termină meciul, corect? Da. Am înțeles. Ok, hai să mai băgăm un meci. Iar mă bag. Mi se pare... la butoane, Max. Ce? E cam greu să faci cu... la butoane. Da, bine, voi trebuie să vă grăbiți, dacă sunteți crewmates, trebuie să vă grăbiți, dacă sunteți impostori, trebuie să gândești că, practic, dacă... Te poate găsi foarte ușor. Fiind doi, e mult mai ușor decât la unul. Deci, na, e ușor de ambele tabere, cum ar veni. Dar... hai să vedem. Ce faci și mă, știi să fac? Uite, bă, iarăși a dat cu fix lights.
Era, e focarul, că da, eu sunt uite-te că sunt la fix light. Eu sunt cu uite-te că sunt la fix light. Păi, dar nu văd. Da, nu suntem la fix light. Cine nu e aici? Cine nu e aici? Nu, cine? Da, dat fix light. Cine nu e aici? Focarul nu trebuie. Eram aici, în spate la copile. Mihai nu. Mihai nu era. Mihai. Păi eu n-am ajuns. Mihai, că n-a ajuns, s-a auzit, ați auzit, da, el n-a ajuns. Face task-uri, frate, e cu mine. Da. A, face task-uri cu mine. Uite, da, uite. Da, frate. A, trebuie să vă grăbiți la oxigen repede, că pierdem. Hai să băgăm codul ăla, rapid, rapid, rapid. Ok, du-te tu la psihică, mă duc eu la ăsta. Sunt cu focarul, ca să știi. Sunt cu focarul. Vedeți ce-l omor pe Max. Păi eu cred că Remus e, să știți. Cu Remus-ul, sunt eu cu Remus-ul, mă, bine. Bă, nu văd, 8. Zic eu, 8, 3, 6, 3, 3 9, 6. 2. Nu vedeam din cauza că mi-a părut. Lasă pe Remus că l-am urmă pe Luca. Hai, nu zău, băi, băgam. Deci fiți atenți, fiți atenți. Cum băgai codul? Că Max băga codul. Eu am băgat codul și cu pisica, ca să știi. Deci, fiți atenți. Cine l-a părat pe Mihai? Remus îl apăra pe Mihai și spunea e cu mine face task-uri. Da, e cu mine face task-uri și n-aveam ce treabă, nici măcar nu era. Nici măcar nu era lângă el. A venit lângă mine la electricitate. Da, 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 da. Eu am să-l votez pe Remus prima dată. Remus. Eu așa am să fac și hai să vedem după aia un Mihai așa dacă e să fie. Să vedem dacă e. Bine, n-aveam cum să ne dăm seama. N-aveam cum să Eram trei acolo, el bagă. Așa a fost. A, mi-am prins. N-a fost așa. Ai omorât focarul cu focarul. Cine era? Cine era? Stai puțin. Eu cu focarul. Era focarul? L-am omorât pe Luca, așa n-a vina pe Remus. Oh my god, nu vine să cred. Bă, frate, deci mi se pare că jocul ăsta parcă se schimbă total în momentul în care te joci cu mai mulți jucători. Nu? Nu vi se pare? Da, da, da. Hai să mai băgăm un match. Hai să vedem. Un match final, așa, să vedem care-i trebușoara. Iar crewmate. Crewmate, bă, toată lumea, crewmate, cum să nu, cum să... Haideți să fac care. Ce să faci? Să vă scanez. Am crezut că să ne scamezi. Da, nu știu. Vrei să ne dai scamă, să ne dai țeacă, cumva. Ne dă țeacă. Ia stai, hai să vedem. Vino să mă scamez. Cine se joacă? Fix light. Cine se joacă? Poate că nu văd. Știi care e faza? Mi se pare foarte ciudat că Remus m-a chemat acolo și a zis hai să mă scanez și el închide luminile acum. Da, tot da. Eu. Îți dă somn, dă vent și după aia dă vina. Eu le-am făcut. Eu am aprins luminile. Eu am aprins luminile. Luca, Remus, pisica. Bun, suntem toți, și da, hai să mă scanez. Să te scamezi. Cine se scanează? Haide-te și scamează-te. Bă, s-a închis ușa! Măi! Vedeți că închis cineva vrea să nu se scameze. Remus! Hai repede, hai repede. Hai, veniți încoace, veniți încoace. Hai să vreau să-l văd. Deci acum chiar vreau să te văd că te scanezi, pe bune zic. Păi, glumeam. Sper că nu-i vrăjeală, scanează-te. Bă, s-a băgat... Doamne, e dispărut. Aoleu, vai! S-a scanat. S-a scanat, e pe bune. S-a închis ușa. Bă, dacă e cu noi aici... Cine nu e aici? Cine nu e aici? A, dat iarăși cu lăiți. Ai, frate... Uitați-vă în spate, mergeți așa, uitați-vă în spate să nu... Ei, nu e numai unul, sunt mai mulți, bă, dar nu văd pe unde merg. E și pisica, vă zic eu. Da? Se întâmplă câte ceva, numai ea. Deci nu văd pe unde merg, vă zic sincer. Nici eu nu, gata. Hai că... Eu le-am făcut. Ok. Și eu am umblat, deci... Remus și cu... Mihai. Hai, clar, pisica, invers. Da. Invers. Ziceți că e pisica? Bă, m-a închis înăuntru! M-a închis cu Luca, Deci vezi, dacă moare vreo unul dintre ei... A? Eu sunt la admin. Bă, joc cu bă iar și-a închis lumea, nu pot să cred. E focarul lângă mine, dacă mori Luca. E și Luca lângă mine, dacă mori Luca. Ce? Bă, frate, da, de ce pe pisica, că nu se poate, frate. De ce? Nu mai vorbește pentru că e impostor și de fiecare dată. Da. Sunt cu ăla, dacă mor, n-ai cum să mori, că ești impostor. Bă, eu n-am cum să votez așa, spatele. Îți dai seama, n-am cum, adică n-am... Dar mi-a sigur spatele. N-am cum să votez pentru că n-am văzut-o, dar... Votați ce vreți, da. Da, frate, pe mine mai votat și nu mai văzut, bravo. Păi nu e adevărat. Chiar așa era? Nu știu.
Acum chiar va fi nasol dacă nu e ea. N-ai de, nici n-ai să știi, adică poate să nu fie. Aflăm după, aflăm după. Este. Era sabotat, mă, cum? Era sabotat. Cine e, mă, băi, stai puțin, cine dădea runda trecută o grămadă de... Ok, deci vreau să-ți amintesc acum, cine era al doilea, cine era, Focaru? Focaru și Luca! Da. Și pe mine m-ați dat afară, n-ai venit! Deci era Focaru și Luca până la urmă? Da, da, da. Da, deci e un pic de vraiște modul ăsta de joc, pentru că, da, să zic că e un piculeț de nebunie cu doi de ăștia, dar am zis, bă, hai să încercăm să vedem cum e, că n-am încercat niciodată, așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!